În orașul Port, Hamburg, din Germania, nu va mai fi servită cafea în capsule și nici apă sau bere îmbuteliată în ambalaje de plastic, iar curățenia se va face doar cu detergenți fără clor. Acestea sunt doar câteva din noile reglementări care au intrat în vigoare la sfârșitul lunii ianuarie, în megalopolisul din nordul Germaniei, care și-a fixat drept obiectiv să devină un model în materie de gestiune ecologică a aprovizionării și piețelor publice. În acest scop, administrația locală a elaborat un ghid inedit în întreaga Germanie, cu 150 de pagini care expun detaliat standardele ecologice care trebuie adoptate de toate serviciile din oraș în materie de achiziție de aparate, sisteme de iluminație interioară sau exterioară, articole de igienă, echipamente informatice pentru birouri și modul de utilizare a mijloacelor de transport.